De ani de zile, vremea capricioasă dă bătăi de cap oamenilor de la sat care se ocupă de agricultură. Totodată, în această perioadă, gospodarii au avut parte de o surpriză plăcută. Se pare că aceste zile ploioase vor aduce anul acesta recolte bogate. Vremea ploioasă este o adevărată binecuvântare pentru plantele din grădina gospodăriilor. Lipsa zăpezii din această iarnă s-a resimțit în special asupra culturii de grâu, însă vremea le-a făcut o surpriză plăcută oamenilor de la sat. Dacă nu ploaie, nula, nula. Agricultura e la pământ și așa grâu e atât. Ce să-i facem? A afectat lipsa zăpezii? Lipsa zăpezii și răceala a stopat toată agricultura. Este bună această vreme pentru... Da, da, e foarte bună și pentru grădini și pentru toate ele. E bine, e bine că ploaie, că iasă porumbul, iasă foarte bine la grâu, la tot ce... Am pus și noi în grădini, ce trebuie să iasă. Da, e bine. Oamenii gospodari deja și-au umplut grădinile cu semințe de toate felurile. Legumele și fructele din grădina proprie nu se compară cu cele cumpărate. E bună ploaia asta. E bună ploaia. Ploaia e bună, că iasă ce a pus în pământ lumea. Iasă tot ce s-a pus în pământ acum. Că cam s-a terminat cu pus în pământ. Nu mai e depus. Acum așteptăm ploaia. După masă anunțară ploi. Dumneavoastră plantați. Am plantat și roșii, roșiile pentru casă. Să am și roșii pentru casă. Și să mai pui căldura un pic și mai cumpăr, să mai și pun în continuare. Dar să mai pui căldura un pic. Cei mai mulți oameni de la sat chiar colectează apa de ploaie prin așezarea butoaielor la gurile de scurgere ale burlanelor. În general, apa de ploaie este foarte curată și nu conține săruri minerale, astfel că poate fi folosită pentru udarea ulterioară a plantelor.